În Năvodari s-au luat toate măsurile impuse de Codul Roșu. Primăria Năvodari a fost înștiințată de către cei de la ISU, de Codul Roșu. Suntem la momentul acesta pregătiți, avem 12 utilaje pe teren. Orașul Năvodari a fost împărțit în așa fel încât toate utilajele de la Polaris să fie prezente în toate zonele orașului. Există de asemenea utilaje de dezăpezire și pe drumul Lumina-Năvodari, Mamaia-Năvodari, care vor acționa și în Mamaia-Sat și pe drumul spre Comuna Corbu. Circulația în oraș se desfășoară în condiții de iarnă. Cred că zona de centru a orașului este, zic eu, circulabilă, se circulă în condiții de iarnă. Încercăm cu utilajele care le avem să rezolvăm toate cazurile care apar, toate aleile din și parcările din orașul Năvodari. Circulația este închisă și pe drumul care face legătura cu localitatea Sibioara. Viscolul aduce zăpada în cantități mari de pe câmp, iar aceasta se depune pe carosabil. Drumul spre Sibioara rămâne închis. Șoferii sunt avertizați să nu încerce să se aventureze. Oamenii sunt rugați să evite deplasările până la îmbunătățirea vremii.